Salutare, băieți, fete, ce faceți? Numele meu este Andrei și astăzi revenim cu un al doilea episod din seria de NFS Most Wanted. Suntem aici într-un Chevrolet Corvette. Mai mult nu pot să știu despre mașina asta, dar mai mult nu pot să zic. Este o mașină genială, una dintre mașinile care îmi plac mie foarte mult. Astăzi vom mai face și noi câte o cursă, câte una alta, pentru că n-am ce aș putea să fac altceva în episoadele de NFS. Deci dacă aveți vreo sugestie ce puteți să fac în episoadele NFS, puteți în secțiunea de comentarii. Așa că începem cu Chain Reaction, Set Destination și am plecat. Evident că voi oricând puteți să-mi spuneți ce aș putea să îmbunătățesc în episoade, ce aș putea să fac mai bine. Ce avem acolo? Opa, stai că vreau să inspectăm. Oh, Nissanul ăsta e devenit la el. Bun. Trebuie să vedeți în secțiunea de comentarii absolut orice despre seria de NFS, ce v-ar putea, ce v-ar putea atrage mai mult, să fac anumite chestii, să fac, I don't know, orice vă doriți. Momentan mergem la destinație, nu știu ce să pot predica altceva. Ok, asta a fost mut, că am ratat de trecerea la dreapta. Asta a fost mut. Am luat și stăpul așa. Am luat și duba. Hai, dar nu se putea. Ce neba? Taxiul ăsta, holy shit, cât de tatat. Cât atac, eu pe acolo, intră tot și șapte pocăiți. Ok, facem aici o stă. Mai bine mergem înainte, ne mai dai și una pe ăsta cu șaranul lui. Păi, dar nu. Nu știu, stau mașinile astea foarte prost pe frâne, adică... Habar n-am, ori sunt eu învățat cu jocurile alea alte unde... Ce avem aici? Ah, Porsche-ul meu, ok. Am aflat ulterior că e un Porsche 911, pentru cei care... Probabil mi-au scris în episodul 1. Am aflat ulterior că e un Porsche 911. Mă spăl cu el pe cap. Dacă reușeam să mă și ferești de perete, ce smut eram. Ce speed limit-ul aici, 80. Ia 40 de mile pe oră, cum se simte aici. Îmi moare motorul mă la 40 de mile. Ah, ce prost e infid, Chevrolet-ule. Îmi place ține. Mă bag pe interes, păi zi așa. Ok, hai să... Ne... Ok, cred că nu trebuie să iau pe aici, dar asta este... Nu cu asta are o chestie să ne arate unde vrea el, adică în cel mai scurt drum posibil. Dar, amici, vreau să conduc cât de cât și legal ca să nu-mi bușez mașina la fiecare... ...moment... ...al zilei. Ok, sper că încă nu e tare, adică m-am uitat pe filmarea trecută, mi s-a părut că este ok. Am filmat acum așa al doilea episod imediat după primul... Ok, asta a fost. Ok. Nu am lovit mașina. Dacă e prea tare în ambele episoade, îmi pare rău, chat, nu mi-am dat seama. Sper să nu fie. Sper să fie totul bine. Sper să îi batem pe băieți acum. Să vedem. Să mai dau eu totuși un pic de tot din OBS ca să fiu 100% sigur doar bine noapte. În orice caz, oricum auzi ideea asta. Poți dau skip. Sincer. Nu, ok, nu prea știu cum să dau skip. Ok, am apăsat toate butoanele pe la urmă să dau skip. Oh, mergem, putem să mergem cu, cu Chevrolet-ul. Ok! Da, așa, era Corvette-ul ăsta sau? M-am tâmpit, cred că am spus nu-i mai prostii pe tot clipul ăsta, era un Chevrolet Corvette, din ce știu eu. Ok. Prindeți-mă dacă puteți, nu camiați gazul. Fifth position, bun. Oh, mai învață. Situația n-a mers așa de bine cum credeam. Mai spune-mi care atac checkpoint-ul. Stai, se poate să dau restart la cursă? Retry. Da. Am dat fail prea mare acolo, am luat și căcatul ăla sub roți. Am dat fail prea mare ca să mai pot să prind ceva, deci... Da. Ok, care era butonul? Ăsta? Nu. Ăsta? Nu. Ăsta. 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 Ok, am gata. I got the button. I-am pus roțile de scandal. Bun. Hai să vedem ce putem să facem. Eu o să fiu un pic mai try hard pentru că vreau să câștigăm cursa asta. Nu știu cât de mult pot să câștig, că
Avem 3,0 mile în momentul ăsta, 3,0 mile, 3 mile, pui mi te-a zis eu. N-am luat foarte bine aici, să spun așa, linia optimă, dar ne vom puși de ăsta, îi vom da două capace ca la, ca în stilul oltenesc. Și mai puțin de o milă aproape am preluat conducerea. Ceea ce vom și face, băiatul ăsta are și el un Chevrolet sau mi se părut mie? Ok, n-am făcut încă. Preluarea conducerii! Ok. Jocul ăsta nu e chiar așa de simplu. Cel puțin până te înveți cu el, nu este chiar atât de simplu. Dă-te-n paștele cailor. Ok, am vrut să fac asta. Da, dă-i mine, dă-i mine ca în, nu zic eu ce. Da, lovește-te de mine. Ia-și cu un parapet între dinți. Hai să fac drift, n-am făcut. Trebuia să conduc mai bine, n-am condus. Ok, asta a fost destul de smooth. Și avem finish-ul în față și acum du... Oho, ce săritură la final acum. Și am reușit 1.58.53. Ne-am urcat pe locul 10. La bani sau nu știu ce aici, la Most Wanted. Ok, se dăm apply, nu știu ce dăm apply aici, eu dau apply la toate, habar n-am ce fac. Și... You most wanted race available. Congratulations. You've earned enough speed points to challenge a most wanted driver. Find, race and beat him to take his car and join the most wanted. Ok, și cum fac chestia asta? Most wanted cars aici? Asta? Ia. Yeah. Cred că asta e, habar n-am. Vreau o mașină nouă. Vreau o mașină nouă. Vreau o mașină. Ce îmi place când mă bagă pe străzile. Și de aceea nu-mi place când mă bagă pe străzile astea. Nu pot să iau și-o pe sensul pe care ar trebui să merg. No, GPS, să mă bagă pe unde vrea el. O, asta a fost tare. Nu multe jocuri mai au chestii de asta așa. Cine mi-a zis Most Wanted? Ia zic acum ceva de ce general că mi-a spus că de Most Wanted. Nu, deci e băiatul care mi-a spus de Most Wanted în comentarii. Chiar își merită banii Most Wanted. Dar trebuie să conduc pe partea care trebuie pentru că tot mă lovesc de chestii când iau pe contrasens. Pentru că ghiși ce, când conduci cu 100 de mile pe oră care trebuie să le transform și-o în kilometri pe oră, că eu nu să vorbesc în mile pe oră. Te faci căcat. Mă fac căcat, iar. Sper că nu, dar s-ar putea. Ce îmi place să mă lovesc de toată lumea. Am 2 neuroni și aia sunt în contradicție în momentul ăsta. Ajung la boss battle cu mașina asta în pioneze. Cu 3 go-uri, țeava de șasiu. Deci avem un polițist, stai să spărăm. Salut, bună ziua. Fraier, nu l-am păcălit pe fraier, ha. Zic în ceva, oh, 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 oh. Faptul că nu m-am făcut rahat, s-a spune multe. Salut, mașinuță, pa, mașinuță. Azi vreau să conduc cu Chevroletul ăsta. Mă înțeleg greșit, ești frumoasă, dar vreau să conduc șervuletul ăsta astăzi. Bun.
Bentley-ul ăla, dacă am văzut bine, sau era Aston Martin. Eu de zi n-am fost atent. Ok. Ok, n-a fost așa de rău. M-am panicat un pic, nu judecați, am zis să nu mă fac parafiara. Mai avem puțin până la cursă. Nu știu ce înseamnă un boss fight sau un boss battle sau o chestie de asta, pentru că n-am făcut niciodată. Am făcut ceva. M-am jucat eu NFS, nu mai știu ce NFS m-am jucat, sincer. Nu-mi duc aminte de niciun boss fight ăsta sau ceva în genul. Pe a, pe linia de tren. De ce nu mă miră? Ce grope aveți aici la Budușeni? Facem screenshot. Bun. Până acum ne surgă destul de bine. Părerea mea, am câștigat totul. N-a trebuit să dăm mai lucruri de starturi decât o dată. Trebuie să văd intro-ul ăsta de la boss battle, pentru că e un boss battle acum, e ceva interesant. Ce avem aici? Nu dau seama, nu cred că e Supra sau ceva. Ce grope au băieții ăștia aici, să moară Gibilan. Ok. Deci asta costă un race. Bun. Dar am preluat conducerea, deci e bun. Holy shit, ce rapid aia lui. Ok. Totul este bine, domn polițist, duceți-vă acasă și beți o șampanie. Luați o bere, că m-ați băgat în buruiene aici. Luați-o pe ăla la altul. Fantastic că s-a pus. Of, doamne, am o grămadă de recuperat. Problema, singurul meu noroc este că am timp. Am călcat pe aia? Sper că nu. Ok, trebuie să mă concentrez, hai să mă concentrez, pentru că altfel nu îi vom lua mașina la golanul ăsta. Ok, blocaj, trecem pe aici, perfect, pac, ne ferim. Mă concentrez, băieți, mă concentrez, nu vă temeți, mă concentrez. Îi dau de roată. Mă concentrez, băieți, nu vă temeți, sunt concentrat acum, maxim, ia-mi la parapet. Nici nu mă uitam la ăla cum se bătea cu polițistul în față, în loc să... Hai, top speed, top speed, corvetule. Camaro sau... M-am tâmpit rău de tot episodul ăsta, am și uitat ce mașină am. Eu să tac. Hai Chevrolet, atât. Pa. Am perit de asta. Ok. Asta a fost mult, mi-a plăcut de mine. Chiar trebuie să merg pe chestia asta, ok. Bun. Să vină mașina la băiatul.
30757. Mamă, i-am dat cuplu, Adi. I-am dat cuplu, Adi. Să vină mașina la băiatul. Un Alfa Romeo. Adică se dau nani nani pui mami? Nu văd, unde e? A, pe bune. Are you kidding me? Asta e situația în care sunt pus? Unde s-a dus? Chat, nu-l văd. Eu nu știu unde trebuia să mă duc. Că l-am pierdut. Genial, totul merge genial. Ce acolo pe bărbați ăștia aici? Uită-l! Aaa! Wow, am luat Alfa Romeo. Bă, și cu trei uși distruse, da? Join the list of the most skilled street racers on the planet. There are 9 more shutdowns left between you and the title of Fairhaven's number 1. Da, te aud, femeie, că am luat-o pe gravela acum, nu te mai de rău. Ce spate să nu pot să mă urc. Ah, ok. De ce nu mai vreau să am poliție după mine? Shit, nici măcar nu m-a văzut. Păi să mă uit în spate, am, vădam, e mai greu. Da, am și vrut să-i dau lui ăla la mumu. Oh, ce avem aici, mă? Mi-a plăcut, mai vreau să văd pe asta. Pare rapidă, nu de alta. E un Porsche, deci pare rapid. A, Porsche 911 Turbo. Distrați-vă, luați-vă în brațe. A. Ok, nu m-am așteptat la asta, îmi pare rău, îmi pare rău, chat. E foarte lent. Trebuie o mașină nouă. De ce m-am mâncat în curs să schimb mașina? Da, din dreapta cred că e ăsta. Trebuie altă mașină. N-am putut? N-am putut. Genial, chiar cred că râdeți de nu mai puteți în momentele astea când mă vedeți că mă duc așa de prost. Dar să știți că nu e chiar așa ușor. Dar voi apăreți de peste tot, este, vă știți, ca ciuma. Mulțumesc, pa! Dacă trebuie să-și cotez cum vreau, ar fi minunat.
Dar totuși a fost frumoasă cânta aia. Fraier. Fraier. Da, e tot asta. Oho! Ce smut a fost asta. Ok, cred că încep să mă învăț cu jocul ăsta. Cred că încep să mă învăț cu jocul ăsta. De ce hit level increased? Ce am făcut? Ok, nu știu ce asta dau să iau. Doar pentru că chestia asta e foarte lentă ce am eu. Abia am luat-o, pe bune? Ok, e mult mai rapidă. Ok, e mult mai rapidă pe mono ăsta. Asta tot mă prinde, ok? Ia prindeți-mă cu ăsta acum. Cu 50 de mile pe oră. 60 de mile pe oră. Aș vrea fi la Lamborghini. Da. Cred că trebuie să iau Lamborghini ăsta, că parcă prea ușor îmi dau ăștia damage la hârciopârciul meu. Bă, dar calm down! What the fuck? I-a apucat pe ăștia criza. Dă-mi ăsta, dă-mi ăsta! Că mă mănâncă ăștia de viu. Lamborghini, ni-ni-ni-ni. Lamborghini Gallardo. Hai că stare putere. Hai Gallardo, arde-o. Mamă, cum se aude! Mamă, cum se aude! Dă-te-n pușca mea! Mă! Holy shit! Pa, fraiere! Aaaa, asta n-a mai fost așa de smut. Se putea să nu? Oh, mi-a plăcut asta. Hit level increase. Cum fac să scap de ei? Asta a fost mult prea tare să-mi bat piciorul. Asta a fost mult prea tare. Deci rămân cu Lamborghini ăsta că e foarte rapid. Deci urcă destul de bine. Și eu o să fac stânga aici. Dreapta, pardon. Bang. Ai, come on, dude. Mai suport pe ăștia. Ce fraier. Vreau să scap de voi. Pe bune că n-am unde să mă duc, că-mi vine și din spate. Wow, wow, ce bine a fost asta, ce bun a fost asta.
No! Prea tare am frânat, prea tare am frânat! Fugi, 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 fugi! 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 Și vine din față Marian în pui mei cu cei 6 pocăiți ai lui ascunși în baie. N-am frate cum să scap de ei în momentul ăsta. Ok. Ok, bun. 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 E bine. Totul e foarte bine, dar la radio zoo. Ok. Și ultimul, te rog. Dăm și ultimul de Chris, că nu mai pot. Te rog. Și gata. Bă, băieți, ăsta a fost episodul. A, de fapt, nu, vreau să mă uit de 5 car. Alfa Romeo. Asta e oare ea? Asta e mașina din boss fight sau din... Asta e Alfa Romeo 4C Concept, 4C Concept sau habar am să pronunță. Dragii mei, dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să rupeți acel butonaj de like, mai ales pentru această mașinuță drăguță, și să știu dacă mai vreți episoade de... ăsta, de cum se numește, de... Need for Speed. Eu am o pașină de data viitoare. Ciao.